Domnule Răducanu, o veste foarte tristă cea cu Pele. Cum ați primit dumneavoastră această veste? Bă, să spun ceva. Ne așteptam că îi dăm mult bună viață. Tot, eu n-am mai, când un timp aveam telefonul, mai vorbeam după câțiva ani atunci după mondiale și așa. Dar am văzut prin ziare, de, cum dați voi, toate știrile și asta nu te iartă nimeni, mai ales că e cancerul și la colon. Peste tot nu e bun. Orice boală nu e bună. Așa că, săracul, uite, toți suntem oameni și putem să, la sfârșit, murim și de ceva, că nu pot să mor sănătos. Cum l-ați perceput pe Pelea în acea perioadă când ați întâlnit în 69 la Rio? Am avut șansa asta, că poate chiar că multă lume, dar cred că să cunosc nu valorile, ăștia oameni de spectacol, cum făceam eu, el, era, așa era timpurile atunci. Și am avut șansa că am jucat pe Maracana, înainte cu ei, un amical, și stătea la hotelul care stăteam și noi. Și tot, dar nu-l vedea nimeni să faci poze, că erau oameni de pe el. Și după meciul ăla, am jucat, i-am driblat, am făcut stilurile mele, amical, și aia trebuie să zice. Și după meci, a venit, stătea la hotel acolo și cu o trupă de cum suntem aici și stăteam un pol acolo, beam o bere și ce vrea să-l cunoască pe Ricardo, știi, eu eram ăla, știi? Eu când am auzit pe el, spune mine, bro, uite, și a venit, băi, puțin mai, da, mai solic, l-a luat așa de brață, ce o făcea luptător, partier cu România, fac, da, si, si, cu gimnastică, cu vorbe. Și hai să bem o bere. Am mai vorbit câteva. De ce să vorbești? De sport, altceva. Și culmea, după aia ne-am întâlnit în Mexic. Am jucat cu ei, eu n-am jucat de la început și am intrat a doua repriză, la 2-0 pentru Brazilia. Și culmea a dat un gol la Ioștetaru și, pe urmă, cine îmi dă gol pentru un șpagat, așa am răspuns-o eu, Pele. Chiar nu părea rău. Știi că sunt momente, tată, în viață care îți dă cineva un gol, nu că e prieten, că nu era prieten, dar era cunoștință. Cine făcea poze cu el. Așa că aveam și mă și bucuram și culmea, uite, vezi că acum nici nu știa lumea, m-a început să mă uite, dar din cauza că a fost cu Pele. Și a fost foarte frumos, pentru că știi, m-am bucurat că mi-a dat gol. Nu știu dacă vreodată ne gândeam să ne mai întâlnim, dar și nu, adevărul că nu ne-am mai întâlnit și viața, uite, el a fost, așa e, nu avem ce să facem. Ne pare rău toată lumea, suntem muritori, tată, și Dumnezeu să leapte asta. Cum l-ați perceput pe Pele ca persoană? Cum era el de fel? Era un om modest? Nu, dar pe teren tot îmi zicea ăștia că Dinul ținea. Dinul, că era teren și Dinul, și tot zicea că îl cuipă, că pe teren toți suntem mai jigodi, mai faci așa e treaba. Dar încolo, na, nici nu zici că era, să zici, mamă, marele Pele cu un mondial de nu știu câte ori. Tot a băut o par de bere cu mine acolo, te-am zis, numai noi, de, și gata, a zis, gata, nu mai, dar hai să o bem toate. No, măi, dacă nu o bem toate, nu o lăsăm. Da, i-a băut o par. Și a plecat, și formă. M-a prea mult așa, nu pot să știu că, adică nici nu știu ce vorbeam, decât de fotbal sau ceva așa, mai o gagică că sunt aici, ce să vorbim, că eram tineri, ce știu. Ați mai păstrat legătura cu el, ați mai vorbit și după mondial? Da, câțiva ani, da, că îmi dăse un telefon. Mai dădeam eu așa și na, pe urmă, na, n-aveai cum și așa e viața, ne desparte. Era Pele peste ceilalți atacanți sau ceilalți adversari pe care i-ați întâlnit de-a lung? Ce trebuie să spun eu asta? De atâtea ar lua trei campionate, atâtea goluri și na, adevărul că a fost câțiva care toată lumea știe. Și Maradona a jucat și cu ea, dar parcă nu era. Cruyff mi s-a părut iar extraordinar. Era fotbalist atât înainte. Da.
Bine că suntem sănătoți, să vedem și pe ăștia și uite, rapid o să sperăm că suntem aici acasă, uite ce frumos a făcut să ia lumea echipament și poate să avem șansa să luăm și noi un campionat. Era pere... Da, domnul ăsta acum că e bine și anul centenar ar fi un... Da, foarte mișto ar fi. Cu toate că noi stăm bine și la suporte și... Da, parcă e și stadionul foarte mișto. Avem stadion frumos. Și echipă, da, așa cum e bine, joacă bine, pe cum, alții care joacă mai bine. Sunt unii mai bandiți, dar nu se știe. Pele atunci în meciul cu România de la Guadalajara, cum era ca jucător? Îi dribla pe toți, am auzit că făcea spectacol efectiv. Deci era un stil nu ca Messi, era mai spațiu, era alt sistem, tata. Era trei stoperi și cinci înaintași. Nu era ca acum cinci stoperi și încă vreo doi de aia ca să nu poți să dai goluri. Era lejer și atunci el avea șalul de asta acum și Moxu Dumitrache, era tot așa viteză, iute. Am avut pe Dumitru pe și Lucescu. Deci aveam și noi jucătorii noștri, nu eram Radu Nuvărer, la Ghidona. Am avut, nu am dus-o chiar cum s-a văzut, că nu ne-a făcut de râs cu Brazilia, cu România, ce, nu știa nimeni unde suntem. Asta e cel mai important. Mulțumesc mult, domnule Răducanu, pentru tot. Sănătate, am mulți ani să fii sănătos și la toată lumea să ne vedem sănătos și la anul. Și dacă se poate, e rapid campion.